Foarte multe perechi de frați, chiar și triouri, au fost de-a lungul timpului la antrenamentele de jiu-jitsu, frate-frate, frate-soră, soră-soră și culmea că au fost și multe perechi de gemeni, ceea ce este minunat pentru că cei doi frați care oricum se juginesc acasă, descoperă o metodă prin care pot face treaba asta controlat, ba mai mult, există varianta pentru ei să facă brainstorming prin tehnicile pe care le găsești pe internet și așa, și când îi apucă jugineala acasă, să caute să și învețe ceva din treaba asta. Asta în primul rând. În al doilea rând, frații evoluează un pic mai repede decât ceilalți, pentru că există și această concurență între ei. Mulți campioni mondiali în jiu-jitsu sunt frați, de exemplu frații Rotulo, frații Mendes, și mai sunt multe perechi, nu vreau acum să vă împui capul cu prea multe nume, dar puteți să-i căutați și pe ăștia pe internet să vedeți cât de bine se mișcă.